Nume Sabrina Stoica, am 21 de ani. În prezent studiez la Facultatea de Arhitectură din București, în anul 3. Ce reprezintă seara asta pentru tine? O oportunitate de a face ce-mi place. Și de la parte de experiență foarte mișto. Exactly as I am, or I will find another man. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Numele meu este Sabrina Stoica, am 21 de ani și locuiesc în București. 21. Toată lumea îmi spune asta, da. Ce? Că? Toată lumea începe să cânte, da. Suntem marcați. Copilăria noastră a fost marcată nu de acest cântec, dar de videoclip. Mă duci cu gândul la Catherine Zeta-Jones, un pic așa, nu? Nu. Cum mă, nu? Ba da, seamănă puțin. Oricum, nu știu ce se întâmplă în acest concurs, sunt numai fete frumoase. Sabrina, tu locuiești în București, dar de unde vii? Vin din Câmpina, dar de când cu facultatea stau în București. Ce facultate? De arhitectură, anul 3. O, tu, facultatea asta simplă pe care și-o aleg toți. Da. Altceva n-am găsit. Păi bine, Sabrina, să ne întoarcem de la arhitectură la muzică. Eu zic să ne cânți și să mai povestim după aia, nu? Perfect. Haide. Este strașnic de frumoasă, Doamne. The world sees the rise when I gave the word. Now in the morning when I sleep alone, sweep the streets I used to own. One minute I held the key, next to walls you close on me. I discovered in my castle stand upon billows of sand, billows of sand. I hear Jerusalem and bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul, my shield. My missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name. Never was when I ruled the world. Oh, 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 oh. I hear Jerusalem and bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul, my shield. My missionaries in the when I rule the world. That was when I rule the world. Oh, Doamne. Andrei? Și pentru mine a fost așa un moment frumos. M-am cufundat așa în interpretarea ta. Serios, ai așa, ești așa o apariție. Îmi place mult, e ceva din anii 80 așa cumva, ca și voce, ca și timbru vocal. Mulțumesc. Mie personal mi-a plăcut foarte mult. E ceva ce eu nu înțeleg. Ia, zi-ne ce nu înțelegi. Coloana ta de aer funcționează foarte bine, pentru că reușești să faci trecerile alea de pe piept pe cap într-o manieră foarte drăguță și reușești să lași aer pe finalul fiecărei fraze, frumos, dar totuși nu reușești să-mi ții linia melodică așa cum mi-aș dori. Cred că e o problemă cu urechea aici, mică, nu foarte mare. Nu știu, sunt într-o mică încurcătură eu. Mister,
Carlas? Semeni foarte, foarte, mult de tot. Cineva foarte, foarte drag mie. Și da, sunt cazuri în care nu poți, eu cel puțin nu pot, să dezlipesc imaginea de sunet. Inocența interpretării tale pe mine m-a cucerit definitiv, total. Felicitări. Mulțumesc. Un moment care m-a dus cu totul în altă parte, eu n-am fost aici 2 minute. Ne-ai transpus într-o altă lume. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult e că zici că ai de-esser pe voce. E un efect, îl pun producătorii când e un S așa prea pronunțat la câțiva artiști, să-l domolească, să-i taie S-ul. La tine zici că ai venit cu efectele după tine. Mai cântă un pic din piesă, orice vrei tu de la refren. Vezi? Zici că are deja de-esser sau ești... Sunt susite, da, puțin. Da, dar gen... Fix invers. Invers, îmi pare că nu e... Ești șâșâită. Șâșâită. Nu știu, sună radio-ish. Radio-friendly, așa. E o voce, mă duce cu gândul la Daido, la... Sunt mai multe cântărețe care au... Vezi, Raluca, ce fac o pereche de ochi frumoși? Totul. Eu, cu toată încrederea, îți dau da. Mulțumesc frumos. Continuăm cu Mr. Serge. Cred că o să fie bine, eu vreau să te mai văd. Da, da, sigur da. Mulțumesc. Ai și de la mine un da. Avai. Eu știu că oricum ai trecut deja. Dar am vrut să nu mai chinuim, să te încurajez să te încălzești tare data viitoare. Te încurajează, Raluca, bine de tot. Fii atent. De la mine astăzi ai un nu. E foarte important ca data viitoare să știi că trebuie să faci mai mult de atât. Și tu poți. Asta tu e poți clar. Mai mult. You can do it. You can do it. You can do it if you really boys, want. Boys, boys, ai văzut tot băieții. Poate Cuba. Mulțumesc frumos. Zi, mă, tu ai bătut palma mulțumesc. Cu ea. Am bătut palma cu ea, bă, că nu vreau să vă fac invidioși, mă. Hai, vină un coace, mă, și dă-i tu o îmbrățișare. Dar asta s-a uitat mai mult în ochii ei. Haide, mă, Andrei, mă. Haide, mă. Hai că te-a convins foarte greu. Vine fata aici, îmi pleacă neîmbrățișare. Haide, ia, arată-ne tu cum se face. Bravo, felicitări. Vedeți? Așa se dă o îmbrățișare. Baftă. Mulțumesc, baftă multă. Era foarte fragil, așa, când am ajuns lângă ea. Mi s-a părut așa delicat o... E delicată cu totul. Și mi-a fost și frică să nu se sfarme. Bă, tu ești și un om așa, un munte de om. Munte dacă de om. Îmbrățești pe cineva să... Un munte mic, nu-i tot un munte. Îl sufoci. Ce mai fericită. Bravo, da, știu eu. Într-un fel de visare ne-a dus. Carla zic cu ochii închiși acum. Da. Încă visează la... Acolo, eu e... cred că suntem niște animale. În afară de Raluca. Mă refeream la faptul că te-ai uitat în ochii ei și mă refeream la faptul că frumusețea e plus un punct. Da. Dar e normal să fie așa cumva. Păi n-am zis e normal. Asta am zis, i-am zis și ei. Vezi, să Raluca, știi că ce și fac eu doi mă uit la asta tu când văd o femeie. Să știi, tu ești invidioasă. Da, sunt invidioasă. Mă duc și eu până la baie repede. Chiar a fost foarte așa. Tare. Un minut, 30 de secunde. A fost altceva, nu știu ce cuvânt să folosesc, a fost altceva. Sunt, cred că, cele mai mari emoții pe care le-am avut în viața mea. Și încă simt că sunt în mine, parcă încă nu mi-au părăsit corpul. E extraordinar. Nu știu ce să zic mai mult, extraordinar.